seara. Mă, stai așa, lumea, sunteți neschimbat, deci parcă acum, parcă tot 20 de ani aveți. Da, aș vrea să spun, sunt Iustin Helciug, sunt fratele lui Dan Helciug, noi suntem gemeni, nu știu dacă știți. Dan n-a putut să vină. Bine, la 60 de ani cât are, vă dați seama că se deplasează destul de greu. Deci e normal să fiu neschimbat pentru că sunt fratele lui. Cum reușiți asta? Habar n-am, nu știu, fac sport, alerg, mă mișc, adică cânt cu mare bucurie, mă încarc de la public în toate concertele mele, familia, sunt mai multe elemente. Because we can, adică can, adică putem. Suntem la lansarea unei cărți despre Tunisia. Ați fost în Tunisia? Nu, am fost în Egipt, în Tunisia n-am fost, dar urmează să mă duc, pentru că Marina, prin fiecare carte, îmi dă așa câte o direcție unde ar trebui să-mi fac vacanța. Am fost în Finlanda, pe unde a fost și ea, da, am fost în Japonia, pe unde a fost și ea, deci urmează să merg. După ce dânsa se întoarce, vă duceți dumneavoastră sau... Deci, draga mea, eu... Eu am nevoie, cum să spun eu, de cineva care să... eu sunt ariengard, adică sunt în spate și am nevoie de o avangardă, adică cineva care să meargă în avans, să meargă înainte. Iar Marina se duce înainte ca un fel de cercetaș, descoperă locurile, suntem foarte buni prieteni și prezentăm împreună, după cum știți, emisiunea de la TVR de Rivali, deci o las pe ea să descopere locurile și eventual să testeze și să găsească eventuale pericole, că eu sunt sensibil, înțelegi? Deci mai întâi ea se duce, testează, îmi spune că drumul este absolut ok, fără pericole, că locul unde se duce este perfect și atunci, bineînțeles, că mă duc și eu, știi? E teamă acum să călătoriți într-o anume țară, dată fiind situația politică? Nu mi-e teamă. Bine, în locurile de conflict nu m-aș duce, îți dai seama, dar n-am probleme de genul ăsta. Nu s-a întâmplat vreodată să călătoriți și știu, să fie vânzindea ceva ce v-a speriat în vreo țară anume? Nu, și adevărul că nici n-am fost în zone de conflict, așa că nu știu cum m-aș simți într-o astfel de zonă. V-ați gândit să vă stabiliți vreodată în altă țară? Și unde v-a plăcut cel mai mult din călătorile dumneavoastră? Da, și vreau să mă stabilesc în Austria. Am avut o perioadă în care acolo am vrut să mă mut. Sau Elveția. Dar am realizat de-a lungul timpului că există o logică la existența mea. Dacă trebuia să mă nasc austriac, mă nășteam austriac sau elvețian. Născându-mă aici, cu toate problemele pe care noi le avem sociale, cu toate... găurile negre pe care le avem în arta românească în acest moment, mai ales în muzică, există o logică la existența mea ca om și ca artist, și anume că trebuia să mă nasc aici. Deci, nu o să mai plec, cred eu așa, cred acum că nu o să mai plec în altă țară și voi rămâne aici până la sfârșitul zilelor. Iubitor de pământ și de țară. Ce părere aveți despre actuala generație de artiști și despre ceea ce se întâmplă? Na, un artist de top e prins droga la volan. Având în vedere faptul că sistemul de valori este întors și nu numai la noi, e cam ciudat să vorbești de ceea ce se află sus. Și o ultimă întrebare. Lucrați cu Marina de ceva timp. Ați avut momente în cadrul emisiunii, păreri contradictorii? Cine cedează primul? Păi noi avem tot timpul, că de-aia se și numește rivali. Suntem rivali. Avem tot timpul păreri contradictorii. Ne certăm, râdem. Eu i-am zis, o să data viitoare, și cred că o să fac, dacă o să fie și de acord, o să iau, am o cameră mică de buzunar, știi? Și să filmez momentele din culise, că acolo, de fapt, se face emisiunea. Sau momentele din pauze în care noi râdem și ne spunem tot felul de chestii, sau ne certăm, sau vorba vine, ne certăm. Suntem în poziții contradictorii, știi? Nu, dar niciodată nu ne-am certat pe bune, adică tot timpul am avut un conflict legat de emisiune și de show. S-a terminat în câteva secunde, sau? În câteva secunde și de obicei eu fac să râdă și atunci îi trece imediat. Ce vreau să mai întreb, vă calcă, știu eu, pe urme copii? Ce se aude acolo? E muzică tunisiană, da. Da, să rămână, te pup. Fii mea a început cursele de canto cu o prietenă de-a mea foarte bună. Cred și sper să încalce pe urme, iar fiul meu scrie foarte bine, pentru că eu scriu și muzică și text și el mi-a moștenit talentul de scriitor, scrie excepțional.
s-ar putea ca talentul meu să se fi împărțit oarecum așa, știi, stânga-dreapta. Mi-e teamă pentru copii de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, cum îi sprijini și cum, știu, îi ajuta să nu cadă pradă vicilor generații. Deocamdată, și sper că și pe viitor, avem un mare noroc cu copiii noștri, pentru că fiul care stă la liceu înțelege perfect, cum eu nu am înțeles la vârsta mea realitatea, la vârsta lui, pardon, scuză-mă, realitatea la 16 ani, el la 16 ani o înțelege aproape perfect realitatea din liceu. Și atunci este ușor să se țină departe de... Bine, el la un liceu ok, bun, dar se ține departe de viciile generației lui, știi? Are liber să iasă cu prietenii, să meargă la petreceri sau îl țineți un pic mai din scut așa? Eu am niște drone, două drone. Mai ales la fiimea. Bine, fiimea are 10 ani. Dar drona este pregătită. Când va face 14-15 ani, va fi, uite așa, deasupra ei ca în jocuri, știi? Peste tot. Dar nu știu, nu, am încredere. Noi ne-am învățat copiii să aibă încredere în noi și noi să avem încredere în ei. Este o încredere reciprocă care e ca un fel de legământ, știi? Dacă noi suntem și suntem sinceri cu ei și ei sunt sinceri cu noi, se rezolvă toate problemele, să știi. Înțelegi? Dacă eu, ca părinte, nu sunt sincer cu tine, copilul meu, copilul meu nu va fi sincer și îmi va ascunde foarte multe lucruri, știi? Tată de fată, când o să se întâmple să vină fata să vă spună, tată, am un prieten, un iubit, ce ați face? N-aș vrea să intru în subiectul ăsta sensibil, dar te invit să vezi Meet the Fuckers cu Fuckers, poate se numea, cu De Niro, da? Un socru de coșmar. Deci așa o să fiți, un socru de coșmar? Mai de coșmar decât a fost De Niro, da.